trimis un telefonul și în cameu spune Ives că e nepoata ta din Spania de telefon. Și mi-a dat mie telefonul. Și mi-a zis, mamă, vezi că s-a întâmplat o nenorocire la tine acasă. Dar eu zic, ce nenorocire, ce s-a întâmplat? Și mi-a zis, mamă, ca să nu mai colim, uite, am dat telefon acasă și mama mi-a zis că pe mine m-a telefonat și mi-a zis că vezi că Claudiu s-a sponsorat în spatele casă la ei. N-am auzit să chei și s-a început să urlă, nu venea crede. Toată noaptea n-am dormit, nu știam ce să mai fac. M-am dus și am improvizat o candelă acolo. Nu, efectiv, n-am dormit deloc, nu venea crede. Eu plângeam, urlam, am zis că nu se poate. Am început să-ți dau vina pe a mea, că am spus că din cauza ta s-a întâmplat. Sunt eu și ăștia trei copii mici și băietul meu Florin, care e surat și are și el o fetiță mică de 3 luni. Îs bolnavă, abia mă țin. Dar nu mă dau boli. Eu sunt femeie când chică e de tot. Oricum ar fi, cât de greu mi-este și că nu pot să respir sau că n-am aer, nu mă dau până nu cad jos. Rămânând acasă, în familie, simt foarte mult lipsa mamei și mai sunt tratați oarecum ca niște mici adulți. Rămânând în familia extinsă, de exemplu, cu bunicii, își iau asupra lor mai multe sarcini, adică le revin asupra lor mai multe sarcini și vor să suplinească și se încarcă și emoțional și social cu mai multe lucruri. La școală, dacă se duc, simt lipsa mamei, pentru că toți copiii spun eu am mama și tata, eu nu am pe mama. Simt nevoia să vorbească cu mama, pentru că la mama te duci să povestești multe lucruri, să-ți spui de ce nevoi ai. Și tata uneori este preocupat, dacă a rămas acasă cu tata, este preocupat de partea socială, de a duce și el la rândul lui bani, are alte preocupări materiale și atunci el nu are cu cine să discute, cu cine să vorbească și este normal să simtă această pierdere foarte mult. Și problemele emoționale să se declanșeze sau să ia amploare mai mare. Și am văzut chiar în film, explica tatăl unui copil, nu cred că s-a sinucis doar pentru că mama nu l-a sunat în ziua respectivă. El cred că a premeditat, că s-a gândit că poate o aduce înapoi. Dar de multe ori copiii așteaptă. Le-ai promis, le-ai spus, te sun mâine sau peste 2 zile pot să te sun. Și atunci ei așteaptă acel telefon, dacă nu vine, se îngrijorează. De ce nu m-a sunat mama? S-o fi supărat pe mine? I-am spus data trecută ceva. Am mai remarcat tot în film, un băiețel, care a vorbit foarte puțin cu mama, dând telefonul și la celelalte persoane, să vorbească cu bunica, să vorbească cu tatăl. Și foarte puțin a ținut telefonul, i-a fost suficient 2-3 vorbe și a fost foarte mulțumit că a reușit să vorbească cu toată familia. Și avea oarecare maturitate și în film s-a spus, sunt mai maturi decât ceilalți copii, pentru că au foarte multe griji. Situația în care copiii care vin și își petrec toată ziua în bibliotecă, nu o oră, două, pentru că mai ales în vacanță, mi-am avut grupul de vacanță, au părinții plecați acolo, dar nu au posibilitatea să discute prin Skype cu ei. Trimit e-mail-uri pentru că mama are o zi pe lună, fiind internă într-o familie, are o zi pe lună în care poate ieși în oraș să caute un calculator. Și atunci noi am învățat să scriem scrisoare mamei. Dar probabil că dacă ar exista posibilitatea ca la biserică mama să poată accesa un calculator, pentru că am înțeles că multe mămici au voie să se ducă la biserică duminica, dar nu au mai multe ore pentru a ieși în oraș. Eu consider că un copil care motivațional nu mai vine la școală și în risc de abandon școlar pe o astfel de situație, cred că și acesta trebuie avut în vedere. Nu trebuie neapărat să mă gândesc că își bate cuiul și se agață. Clar că biserica are o atenție sporită asupra copiilor. Prin însăși propovăduirea ei are ca și misiune grija față de familie, această celulă a societății și a Bisericii Ortodoxe. Mă refer la Episcopia Mitropolia Ardealului,
prin asociația Filantropia, derulează programe în direcția aceasta de ocrotire a copiilor rămași ca și efectului de migrație a părinților în străinătate. Chiar Mitropolia are pe masa de lucru acum, birou social, deschiderea unei linii telefonice de numită Telefonul Copilului, chiar ca și scop prevenirea unor situații de genul ce le-ați prezentat dumneavoastră aici. Aș vrea să vorbim despre partea de prevenire foarte mult. Aș vrea ca acești părinți care pleacă în străinătate să fie consiliați și să știe din start la ce își expun copiii. Nu copiii să sufere și abia apoi părinții să realizeze că da, am făcut o greșeală, că i-am lăsat acolo. Nu spun pe de altă parte nici că ei sunt de blamat, pentru că nu pleacă acolo pentru că ei își doresc să fie departe de proprii copii. Nici nu cred că se pune problema așa. Însă își doresc foarte mult să securizeze partea financiară, partea materială a familiei. Considerăm că este de fapt cea mai importantă, lăsând pe planul 2 planul emoțional. Planul emoțional care, așa cum știm și din mass media, poate fi afectat până într-acolo încât se ajunge la tentative de suicid. Dar aș vrea să spun că încă din anul 2005 suntem de fapt prima organizație, primul grup de inițiativă care am atras atenția asupra acestei problematici. Iar la nivelul anului 2005 era foarte puțin credibil, mai ales în București, la nivelul instituțiilor guvernamentale. Și eventual se spunea probabil ceva acolo în ea și ceva caracteristic pentru voi. Din acest motiv am considerat că este important să avem un aliat puternic și UNICEF România a fost și este un aliat foarte bun pentru alternative sociale, motiv pentru care am realizat împreună acea analiză la nivel național asupra problematicii copiilor a căror părinții sunt plecați la muncă în străinătate. Și au fost primele cifre lansate oficial, cifre care sigur erau într-o oarecare distanță de cifrele pe care ANPC le prezenta atunci. Suntem o organizație care am făcut de acolo și prima cercetare locală. Apoi am creat o metodologie de asistență a copiilor a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Și când spun de o metodologie, a fost premiată, a luat premiul secțiunii educației și ce. Și toată lumea m-a întrebat, da, ce treabă ai tu cu acest proiect și mai ales că l-ai luat de pe Facebook, pornind de la o cauză. Am cunoscut 9 persoane, 5 adolescente și 4 copii, pe care, deci copii minori, pe care încerc să-i susțin la CIB, la Biblionet, la Media, și pentru că acești copii au ori ambii părinți plecați în străinătate, ori doar mama a plecat în străinătate și fetele, majoritatea sunt fete, au devenit și ele la rândul lor mămici pentru frații mai mici. Și chiar dacă sunt crescute de bunici, bunicii nu au atâta timp pentru toate problemele lor. Și nu vorbim de problemele școlare, vorbim de o categorie de adolescente care au într-adevăr probleme la școală, cu colegii, cu profesorii, iar la CIP am încercat să le adoptăm într-un sens bun, adică împreună cu alți bunici și profesori voluntari să stăm de vorbă cu ele, să le oferim alternative spre a face altceva, de a-și petrece timpul liber. Și așa cum spuneau colegele mele, într-adevăr, noi suntem învățate la aceste cursuri oferite de către IREX să oferim servicii comunității. Și asta încerc să fac și eu. Dacă acei copii mă roagă la ora 6 după amiaza, pentru că atunci este mama disponibilă pe Skype, să merg. Și chiar dacă merg acasă o oră și mă întorc, le ofer acea bucată de serviciu. Iar dacă fetele au nevoie mult mai mult de sprijin, de o prietenă, pentru că ele sunt de obicei fete care nu au o viață extraordinar de roz în clasă, adică nu au nici foarte mulți bani părinții să le trimită și de multe ori strâng acei bani pentru cursuri, pentru școală, pentru facultate. Mama mea este plecată de 3 ani.
Eu sunt un caz fericit, sau aș putea spune unul de succes. E total diferit de cele văzute în film. De când m-am aplecat, am învățat să fiu mai puternic. Am învățat să lupt cu viața, să câștig de fiecare dată. Și mereu îmi doresc acest lucru. Mama m-a învățat să fiu mai puternic, m-a învățat tot ce astăzi știu și tot ce fac, iar fără mama am putut continua. Și mi-am dorit să realizez ceva, poate că în primul rând și pentru ea. Iar această situație m-a învățat foarte mult. Am învățat doar ce era bun, ce era rău. Am lăsat în urmă, nu m-a interesat. Și cu ceea ce este bun, continui și susțin acest proiect. Mulțumim foarte mult pentru susținere, Marius. Ce mesaj ai tu către alți tineri de vârsta ta care sunt în aceeași situație? Dacă mamele noastre sunt plecate acolo, o fac pentru noi. Asta e de la sine înțeles. Dar acum depinde și de caracterul fiecăruia. Poate că am un caracter mai puternic, poate că ceilalți sunt mai emoționali, au nevoie de mai multă afecțiune, însă diferența aici o face educația pe care o primim în familie. Dacă am fost educați ca să învingem, să ajungem unde ne dorim, vom face asta. Dacă am fost neglijați oarecum în perioada copilăriei, atunci suntem supuși total eșecului sau sinuciderii. Eu sunt de la țară, sunt de la Vurpăr, undeva în jurul Sibiului. La mine la țară nu e bibliotecă. Și trei sferturi din prietenii mei buni, ori au un părinte plecat, ori nu au niciun părinte. Și eu am fost în situația asta când n-am avut norocul lui Marius, am ajuns noroc cu prietenii și am avut ocazia asta. De ce nu plecăm, să plecați de undeva de la țară, de unde e problema, ca și din filmuleți, nu? La țară e problema. Avem cont de puțină vreme pe bibliotecă, am văzut cauza, mi-au plăcut foarte mult buletinele care îmi veneau pe adresa de mail și undeva prin 12 mai am hotărât ca pe blogul bibliotecii să fac o pagină specială pentru cauză, să nu pierd buletinele, să nu le salvez pe zeci de calculatoare și medii de salvare. Am făcut pagina și din clipa asta mi-am dat seama că cel mai important este să-ți dorești lucrurile, după aceea probabil că se vor petrece în direcția dorită. Și intenționați ceva concret? Da, desigur, avem 10 calculatoare, am adus cu noi și pe o colegă de la asistența socială, este psiholog în cadrul asistenței sociale și vrem să facem un parteneriat cu asistența socială, să identificăm odată copiii care ar avea nevoie de ajutorul bibliotecii, pentru că ne-am dat seama, noi suntem o comunitate mai mare, nu putem să cunoaștem toți copiii și mulți au reținere la început, deci nu vin cu ușurință, deci nu își deschid sufletul ușor, iar un alt pas important îl considerăm acela de a intra din nou în contact cu profesorii, cu școlile din Făgăraș, avem multe parteneriate cu școlile și să ne ajute și profesorii diriginți cu cazurile copiilor pe care iau în evidență, pentru că sunt o sursă foarte bună din acest punct de vedere. Da. Mulțumim foarte mult. Și asistentul social ce zice? Sunt psiholog la asistentul psiholog, socială. Psiholog, scuze. Da. Sunt mamă și asta m-a făcut să aplec capul la asemenea proiect și nu putem oferi date confidențiale, dar putem să îndrumăm părinții, copiii, bunicii și toți cei care ne calcă în casă, în asistența noastră socială. Și dacă se va putea, povesteam cu Mihaela, ar fi extraordinar chiar în cadrul bibliotecii să putem face ședințe de grup, de consiliere. După ce vor fi investigați copiii, dacă au nevoie. Ei oricum vin, după ce se simt bine în bibliotecă, încep să vină. Deci noi deja am experimentat cu copiii din familie, unde nu sunt astfel de probleme, dar la început vin cu reținere, după care dacă se simt în regulă în bibliotecă știu că acolo este ca și acasă, atunci o să-și dea drumul fiecare. Trebuie doar un pic de răbdare. Nimic nu se întâmplă. Și exceptând comunicarea audio-video, eu sunt de formație umanistă, sunt filolog, am și început să pregătesc copiii, tot așa cazuri speciale, cu mamele plecate în Italia, la română și franceză. Și am obținut și mai note foarte bune. Deci tot posibil. Deci, în afară de emoția care ne încearcă pe toți, încercăm să ne apropiem și sufletește, să-i facem să ne deschidă.
am eu așa, nu știu, ceva cu totul special, că văd că toți copiii mi se deschid. Eu, într-un timp record, aflu și situația familiei și problemele lor. Probabil sufletul care se deschide, feedback-ul pe care îl asigurăm întotdeauna, telefonic și la bibliotecă, suntem contactate foarte des. Pentru că sunteți foarte entuziaste. Da, și vom face proiectul să fie viabil.